Crăciun. Bună ziua, doamnelor, domnilor, stimați invitați, dragi cetățeni ai orașului Dărmănești. Astăzi, aici, vom desfășura un ceremonial militar și religios de sfințire cu depuneri de coroane, gerbe și buchete de flori la Monumentul Eroilor, căzuți la datorie în primul război mondial. În fața dumneavoastră avem dispus un detașament de onoare constituit din Garda Drapelului de Luptă, aparținând Batalionului 631 Tancuri Oituz, un pluton de pompieri militari, un pompier de jandarmi aparținând garnizoanei Bacău și, nu în ultimul rând, muzica militară a garnizoanei Bacău. Comandantul detașamentului de onoare este domnul capitan Șuhan Ionuț din cadrul Batalionului 631 Tancuri. Festivitatea se va desfășura după cum urmează. Sosirea oficialităților, intonarea emnului de stat, oficierea serviciului religios, ale puțiunii, înmânare de diplome, depuneri de coroane și defilarea gărzii de onoare.
directorul județului Bacău, doamna Maricica Poșa, respectivă de comandatul garnizoanei Bacău, domnul comandor Leonard Barabu, salută drapelul de luptă. Se intonează imnul național al României. Urmează serviciul religios, muzica militară intonează rugă militară. Gardă pentru oficierea serviciului religios, despope, rit! Gardă pe loc, repos! Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, Vizierul Bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește într-o noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă părădelegele noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer,
așa și pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. A ta este împărăția, puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, te rugăm să-i auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Odihna sufletelor adormiților robilor Dumnezeu, a fericiților ostași luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe toate câmpurile de luptă, în lagăre, în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor. De la Hristos, împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem, Domnului să ne rugăm. Duhurilor și tot trupul care ai călcat moartea și diavolul, le dărui viață lumii tale, însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor tăi, eroi ai neamului nostru românesc, în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristare, suspinare. Și orice greșeală au săvârșit ei, cuvânt, cu fapta sau cu lucrul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să-i ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul Domnului, ne rugăm. Viața și odihna adormiților robilor lui Dumnezeu, eroi al românesc, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului, bunului și de viață, băgătorului tău Duh,
acum și pururea și în vecii vecilor. Slavei, Părinte Atoțiitorule, Dumnezeule Savaot, Cel ce ai preînchipuit prin pomul vieții, Cel din mijlocul raiului de viață făcătoare cruce, pe care prea iubitul Tău Fiu fiind răstignit, a murit și cu moarte pe moarte a omorât. Cel ce ai dăruit bisericii Tale crucea, armă nebiruită, întărire în credință, nădejde tare de mântuire și dătătoare de viață. Pentru aceea și noi slujitorii Tăi, care fără vrednicie ne-am împărtășit de harul cel atât de mare, aducând cinstire și mulțumire slavei Tale cu smerită închinare, Te rugăm, Doamne, trimite harul Preasfântului Tău Duh și căutând cu milostivire la crucea aceasta, care va însemna locul de cinstire al eroilor neamului nostru românesc, jertfiți pe câmpurile de luptă, în lagăre, închisori, ai celor din ținutul acesta al dărmăneștilor, binecuvintează-o, Doamne, și o sfințește pe ea, ca să fie pentru cei drept credincioși ajutor, întărire în credință, sprijinire în nădejde, biruință în ispite, sporire în toate virtuțile, semn puternic și fricoșător împotriva tuturor vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, alungare și îndepărtarea tuturor umirtirilor și ispitelor diavolești. Iar pentru toți cei ce se vor închina și vor aduce aici rugăciune înaintea crucei acestei, fii, Doamne, ascultător, plin de milostivire și bogat dăruitor al tuturor celor cerute spre mântuire. Și după cum prin cruce ai izbăvit lumea de osânda păcatului, așa și pe robii Tăi, care au făcut cu credință această cruce și au ridicat-o aici pentru cinstirea eroilor neamului nostru românesc din acest ținut. Arată-i, Doamne, cu puterea crucii prea iubitului Tău Fiu, întotdeauna biruitori împotriva păcatului. Și dăruiește-le toate darurile Tale, cele pământești și cerești, învățând totdeauna la bine pe toți cei binecredincioși și îndrumându-i spre dobândirea comunilor cerești. Că Tu ești izvorul sfințenii și dătătorul bogat al darurilor și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Se sfințește monumentul acesta în cinstea eroilor neamului nostru românesc din ținutul acesta al dărmăneștilor, jertfiți pe câmpurile de luptă în primul război mondial. Prin stropirea cu această apă sfințită în numele Tatălui, Amin. Al Fiului, Amin. Și al Sfântului Duh. Se sfințește monumentul acesta în cinstea eroilor căzuți pe aceste plaiuri pentru libertatea poporului român prin stropire cu apă sfințită. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se sfințește acest monument în cinstea eroilor neamului nostru românesc și stropirea cu această apă sfințită și prin harul Duhului Sfânt. În numele Tatălui, Amin. Și al Fiului, Amin. Și al Sfântului Duh, acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi. Amin. Cu prilejul acestui moment înălțător pe care îl trăim astăzi, împreună, în al preasfințitul Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a transmis un mesaj căruia, vă rog să-mi permite să-i dau citire în cele ce urmează.
stimate autorități centrale, județene și locale, stimate domnule primar, preacucenici părinți, stimați invitați. Primul război mondial cunoscut în istoria românilor și ca războiul de întregire a neamului a reprezentat conflagrația militară internațională fără precedent în trecutul omenirii, urma căreia s-a obținut cu multe jertfe de vieți omenești și multe eforturi spirituale și materiale ale românilor împlinirea idealului unității noastre naționale. Străbunii noștri s-au jertfit pentru ca noi astăzi să știm cine suntem. Pe trupurile lor însângerate și pe idealurile pentru care s-au jertfit, s-a făurit România unită și independentă, așa cum pe osemintele martirilor se zidesc locașuri sfinte, iar din coasta străpunsă a lui Hristos s-a născut biserica sa. Demnitatea și sacrificiul lor ne adună de fiecare dată, ne îmbărbătează și ne motivează pentru a le urma exemplul și a le duce moștenirea mai departe. Memoria vie a eroilor neamului este păstrată în conștiința acestui popor care a știut să le scrie cu recunoștință o pagină de aur în cartea de istorie a unui neam ce a fost răstignit de mai multe ori în istoria sa, dar tot de atâtea ori a știut să învieze. Astăzi vorbesc despre jertfa lor cărțile de istorie, monumentele funerare închinate lor, muzeile și bibliotecele ce poartă în lăutrul lor ca pe odoare sfinte amintirile de neuitat ale unui sacrificiu ce nu poate fi egalat și înlocuit cu nimic. Monumentul închinat eroilor de la Dărmănești se adaugă la salba de edificii ridicate în cinstea acestor apărători ai libertății și demnității naționale și ai credinței strămoșești. Felicităm Consiliul Local al orașului Dărmănești, pe domnul primar Constantin Toma și pe toți cei implicați în ridicarea acestui monument, prin care se așează în lumină importanța jertfei eroilor neamului nostru. Avem datoria sfântă de a-i purta în gândurile și rugăciunile noastre, de a demonstra prin fapte că idealurile pentru care s-au sacrificat sunt astăzi mediul în care românii își cresc și educă copiii, își mărturisesc credința și își exprimă libertatea de gândire. Să nu uităm niciodată că România întregită în care astăzi românii își strâng copiii la piept are la fundamentul neatârnării ei sângele eroilor care au murit pe fronturile de la Mărășești-Oituz, în Transilvania, la Dunăre sau în lagărele de prizonieri. Slavă eroilor neamului nostru, veșnica lor pomenire să fie în vecii vecilor. Amin. Semnează înalt preasfințitul părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacului. Într-o fericită adormire, veșnică odihnă de Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi, eroi ai neamului nostru românesc și lefelor veșnică pomenire. Veșnică și le fălor, Doamne, veșnică pomenire! Veșnică pomenire! Veșnică pomenire! Veșnică lor pomenire! Dumnezeu să ierte cu dreptii, să-i odihnească, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. În continuare, adresăm invitația de a lua cuvântul domnului deputat Constantin Avram. Mulțumesc foarte mult pentru invitație, domnule primar, onorat Consiliul Local, doamnă prefect,
domnule secretar de stat, domnule chestor, domnilor primari, domnilor consilieri, onorant sobor de preoți, onorante cadre militare, dragi concetățeni. Evident că în astfel de prilejuri cu toții trebuie, și nu numai cu astfel de prilejuri, să ne amintim de cei care sau cărora le aducem recunoștința noastră de fiecare dată cu orice prilej pentru sacrificiul suprem făcut pe câmpurile de bătaie pentru apărarea țării. Este vorba de luptele crâncene care s-au purtat la Mărăști, la Mărășești, la Oituz, la Oarba de Mureș. Nouă celor ce le urmăm, acelora care au plătit cu viața libertatea noastră și dreptul nostru la autodeterminare, trebuie să avem datoria și trebuie să insuflăm noii generații acest respect profund pentru ceea ce au dăruit ei acestei țări. Ei au îngrășat pământul țării prin sângele lor, tocmai pentru a păstra România în granițele ei firești. Iată de ce mă folosesc de prilej să vă îndemn să aducem un pios omagiu acelora care au făcut sacrificiul suprem pentru țara noastră. În numele Camerei Deputaților adresez cele mai sincere felicitări primarului orașului Dărmânești, precum și Consiliului Local, pentru atânca preocupare de a marca astfel de evenimente, de a readuce în memoria colectivă faptul că independența și strălucirea neamului românesc în concertul națiunilor lumii le datorăm întâi acelora care au dat pământul țării cu sângele lor. Vă mulțumesc! Invit la microfon pe primarul orașului Dărmănești, domnul Toma Constantin. Domnule primar! Stimate autorități centrale, județene și locale, dragi comandanți de arme, preacucernici, părinți, dragi dărmăneșteni, personal trăiesc astăzi un moment de bucurie și de mândrie, pentru că am reușit împreună cu Consiliul Local să ne facem datoria față de cei care în 1916, 17 și nu numai, și-au dat jertfa pentru noi. Cu un an în urmă, când am făcut acel eveniment, împreună cu Batalionul de Tancuri 631, 100 de minute de la Primul Război Mondial, aici, în fața acestui monument, în fața celor care s-au jertfit pe această vale, am promis că ne vom apleca mai mult asupra memoriei celor care s-au jertfit pentru noi. Iată că la un an de zile, Dumnezeu ne-a ajutat să sfințim acest monument. Este un început, dar am dat un semnal că noi, generația de astăzi, ne-am făcut într-un fel datoria. Nu așa cum și-au făcut-o cei care s-au jertfit pentru noi. Dar este un început și vă garantez că vom continua cu aceste lucrări de întreținere, de reparație sau chiar de înființarea de noi monumente în memoria celor care s-au jertfit. Am scris acolo acel mesaj pe care îl găsim pe multe monumente a eroilor din țara noastră. Spuneți generațiilor viitoare că noi ne-am făcut datoria. Ce-ar putea fi mai profund decât acest mesaj? Ei și-au făcut datoria. Rămâne ca noi, cei care
suntem astăzi în viață. Și voi, cei care sunteți încă mici, să vă faceți datoria în viitor. Am scris acolo, nu întâmplător, numele a o parte din eroii dărmăneșteni care au murit în primul război mondial. Ca voi, copii, cei care treceți zilnic la liceu, să vă aruncați privirea pe acele plăci, cu siguranță vă veți găsi străbunii voștri pe acele plăci. Sunt multe familii din Dărmănești, aproape toate, care au pierdut pe cineva drag în acest crâncen război. Străbunicul meu, din partea tatei, este trecut acolo. Și sincer, mă bucur că am reușit să fac acest lucru împreună cu Consiliul Local. Citeam undeva, într-un înscris al vremurilor, aprilie 13, 1917, aici, pe acest loc unde suntem noi, era grădina unui dărmăneștean. Și începuse să se strângă de pe această vale a sângelui cadavrele celor care au căzut în acest război. Și scrie cronicarul că era plin pe acest teren de osemintele eroilor noștri. Și pentru că n-au avut unde să le ducă, le-au îngropat aici. Astăzi stăm cu picioarele pe osemintele lor. Mulți săraci nici nu știm numele lor. În 1970, când a început să se construiască liceul, când s-a săpat la fundația liceului, s-a găsit această groapă comună. De aceea am gândit acest monument și cu acest perimetral ca un loc sfânt. Un loc la care fiecare dintre noi să ne rugăm să ierte Dumnezeu acolo unde sunt. Iar acest monument nu este întâmplător făcut și acest model de monument este inspirat din chivotul Domnului, care simbolizează, printre altele, că sufletele acelor oameni s-au dus la ceruri. Dumnezeu să ierte și să-i odihnească acolo unde știe cel mai bine Dumnezeu. Iar noi să facem un legământ, cei care suntem în viață, și să nu-i uităm niciodată. Dumnezeu să ierte! Mulțumim, domnule primar! Are cuvântul vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, domnul Silviu Praveț. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt cele mai frumoase momente și cele mai emoționante aceste momente de aducere aminte a tot ceea ce au făcut străbunii noștri, ostașii noștri pentru noi. Mă bucur astăzi că cadrele didactice, părinții și-au adus copiii. Să știți, dragi copilași, că părinții voștri, noi, voi, astăzi avem libertatea de a striga supărările, de a striga bucuriile. Avem această libertate datorită celor care și-au dat viața pentru noi. Datorită lor, celor pe care îi vedeți îmbrăcați atât de frumos, ei sunt cei care astăzi își fac datoria. Voi sunteți cei care mâine vă veți face datoria. Felicitări, domnule primar! Felicitări Consiliului Local pentru această minunată lucrare. Ne bucurăm. Consiliul Județean, prin domnul președinte, vă mulțumește că vă faceți datoria. Să știți că munca dumneavoastră nu se oprește aici. Spor la treabă. Mulțumim pentru invitație. Felicitări tuturor celor care au contribuit astăzi la această zi minunată. Și Dumnezeu să ierte pe toți cei ce și-au dat viața pentru noi. Vă mulțumim! Invit la microfon pe prefectul județului Bacău, doamna Luminița Coșa. Bună ziua, bun găsit tuturor, stimați comandanți de arme, preafucernici, părinți, domnule secretar de stat, domnule deputat, domnilor vicepreședinți ai Consiliului Județean și domnilor primari. Iată câte personalități ne-am unit astăzi aici la Dărmănești,
Ne-am unit pentru a fi alături de rădăcina noastră a tuturor, de poporul nostru românesc, de moșii și strămoșii noștri. Domnule primar, vă felicit! Am auzit frumosul discurs pe care l-ați rostit dărmăneștenilor. Știu că și ei sunt în asentimentul dumneavoastră, dar totodată îmi făceam o retrospectivă a mandatului meu de prefect. Aceea, că în mai puțin de 6 luni de mandat, astăzi, mă aflu la Dărmănești pentru a treia oară. Dragi dărmăneșteni, ce vă spune dumneavoastră și mie acest lucru? Că împreună trăiți într-un oraș care a început să prindă viață, împreună trăiți într-un oraș dinamic. Felicit pe domnul primar și întreg Consiliul Local pentru această minunată zi în care cu toții ne aducem aminte practic de viața noastră a tuturor. De asemenea, doresc să vă mai spun că în orașul Dărmănești se vor mai construi încă 2 monumente istorice și încă o dată vă felicit pe toți pentru eroii noștri ai neamului românesc. Asta înseamnă că sunteți preocupați de dumneavoastră și de moșii și strămoșii noștri. Mult succes, o zi frumoasă tuturor și Doamne ajută, Dumnezeu să ierte! Mulțumim, doamnă prefect! Adresăm invitația de a lua cuvântul domnului secretar de stat Gheorghe Popa. Stimată doamnă Marifica Coșa, prefect de Bacău, domnule deputat Constantin Avram, domnule primar Constantin Toma, doamnelor și domnilor primari, consilieri, prezenți astăzi la această importantă întâlnire a dărmănășterilor, preacucerniți părinți, iubiți copii, nădejdea noastră. Cât de frumos văd astăzi că vibrează aceste ii pe care le purtați cu numele acestea înscrise pe acest monument. Iată, luați-le de sus în jos și veți vedea Neculai Ion Toader, Ion Ion Anton Ioan, Vasile Petre, Vasile Vasile, Neculai Ioan Ștefan Ioan Ioan Toader, Vasile Vasile, cât de frumos vibrează aceste lume cu iile voastre. Ei acolo sunt niște sfinți, așa cum voi parcă sunteți niște sfinți într-un tablou extraordinar al prezentului. Pentru că voi sunteți curați, pentru că voi veniți și vă așezați în genunchi în fața celor care, cu jertfă de sânge, au făcut ca această țară să fie cea care este. Pentru voi sunt toate acestea. Iar generația noastră, aceasta care face legătura între cei care s-au jertfit și voi, avem datoria, marea datorie, de a duce mai departe gândul acela de recunoștință, gândul nostru de bine, de construcție și reconstrucție a acestei țări, atât de încercată în vremi și atât de încercată și astăzi. Dacă ar fi să luăm în calcul, dragii mei prieteni, iubiții mei locuitori ai Dărmăneștiului, acestui oraș frumos care are un gospodar întâiul atât de vrednic, dacă ar fi să ne uităm puțin înăuntru nostru, în templul nostru interior, oare am putea să spunem că noi ne-am făcut datoria? Niciodată nu ne-o facem până la capăt. Important este să fim pe acest drum al datoriei. Al datoriei care uneori se va împlini ușor, ușor, cu fiecare pas. Iar voi trebuie să știți că noi facem aceasta în numele vostru. În numele vostru, dragi elevi și copii. Pentru că voi sunteți, așa cum am spus-o, de fiecare dată, de multe ori în ultimul timp, sunteți nădejdea noastră. Nu vă rostim cuvinte aici. Aici suntem într-o trăire, într-o trăire comună care vorbește despre istoria noastră. Aceasta este trăire. Este ca o rugăciune, așa cum ar trebui să o preluăm de la Sfinții Părinți și să o ducem mai departe. Cu credință, cu nădejde, cu iubire, cu multă iubire. Am mai spus-o și altă dată. În nebunia acestei lumi, care parcă mai mult se deșiră decât se construiește și se reconstruiește,
Noi nu avem altă șansă decât să ne iubim, să lăsăm la o parte ura, tot ceea ce ne dezbină și să încercăm, dragii mei, să aducem frumosul și adevărul din sufletele noastre, de masa bucatelor noastre, în societate, în școală, în biserică. Să fim noi înșine prin noi înșine, să înțelegem că ceea ce au lăsat eroii noștri nu este doar o chestiune de timp, ci este o chestiune de trăire în timp. Pentru că timpul acesta nu este unul care se oprește. El vibrează în continuare în sufletele noastre și în mințile noastre, atâta timp cât noi știm să aducem rugăciune, cât știm să aducem recunoștință pentru cei care au fost, iar noi ridicându-ne de acolo unde îl vrem, ne-au pus în genunchi alții să ducem mai departe gândul lor de pace, gândul lor de iubire în această lume nebună, nebună, nebună. Stimate domnule primar, vreau să vă aduc un cuvânt de laudă pentru ce faceți aici. Și nu o fac așa ca să vă audă concetățenii dumneavoastră. O fac pentru că sunteți un om vrednic, pentru că sunteți un om puternic, pentru că aveți un consiliu care vorbește aceeași limbă cu dumneavoastră. Pentru că sunteți un om frumos al acestui ținut. Și pentru că sunteți frumos, știți să duceți mai departe tot ceea ce au făcut cei din urmă. Pentru că numai întorcându-ne înapoi în istoria noastră, preluând de acolo ce este bun, veți duce mai departe gândul de bine pentru acest loc, pentru tot ce este în preajma noastră, pentru toți românul cât este el pe pământ, aici și aiurea prin lumea largă. Am vorbit acum câteva zile despre școală, despre ceea ce înseamnă școala în vremi, chiar înainte de această conflagrație. Marii boieri, constructorii acestei țări, așa cum o știți dumneavoastră, și mari oameni de stat, își trimiteau copiii să învețe la școli înalte, în capitalele lumii, la Viena. Viena era una dintre ele. Dar îi trimiteau acolo cu gândul de a se întoarce învățați înapoi aici și de a pune temelie puternică țării acesteia. De aceea aduc către voi un cuvânt din suflet și din inimă. Credeți în ceea ce fac acești oameni pentru voi. Dăruiți-vă în fiecare clipă pentru tot ceea ce puteți face pentru acest loc și numai pentru el. Pentru că noi în felul ăsta veți rămâne aici și veți putea construi această lume, reconstrui această lume împreună cu toți cei care vă sunt dragi, în familie, la școală, în societate, în biserică. Fiți puternici, îndrăzniți, aveți curajul de a spune lumii ce frumoși sunt românii. Aveți curajul să spuneți lumii steagul tricoloare, cum spune marele poet Mihai Eminescu. Aveți curajul să spuneți lumii ce-i poporul mare românesc. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumim, domnule deputat de stat. În următoarele momente, primarul orașului Târmănești, domnul Tomo Constantin, va înmâna diplome oficialităților prezente la ceremonie. Domnule primar. Pentru că ceea ce am făcut noi aici și ceea ce vom face, nu vom face singuri, ci împreună cu biserica, împreună cu instituțiile statului, dați-mi voie, estimați invitați, să înmânez câteva diplome unora din, să zic eu așa, din cei care ne-au sprijinit în mod deosebit. Aș vrea să încep prin a da două diplome de excelență. Și am să încep cu doi veterani de război. La noi, în Dărmănești, mai avem doar doi veterani de război. Aici, alături de noi, este domnul Nădejde Toader. Și vă rog cu toții să-l aplaudăm.
Am să acord întâi diploma domnului Nicoi Ion, veteran de război, pentru vitejia de care a dat dovadă în legendarele lupte din al doilea război mondial, pentru eternizarea memoriei eroilor neamului și întregirea patriei. Vă felicit, domnul Nicoi, și vă doresc sănătate multă și primiți prin mine recunoștința tuturor dărmăneștenilor. Vă felicit! Felicitări și să vă țină Dumnezeu sănătos mulți ani de aici încolo. Așa este. A luptat în al doilea război mondial. Dumnezeu l-a apărat cu 94 de ani, da? Și 94 de ani. Mulți înainte. Și a ajuns să fie exemplu viu pentru cei mai tineri. Încă o dată felicitările noastre. A doua diplomă de excelență se acordă domnului Nădejde Toader, care astăzi este reprezentat de fiul dumnealui. Domnul Nădejde Toader are 98 de ani și este destul de bolnăvior, să zic așa, și nu ne-am permis să-l mai deranjăm să vină până aici. Domnule Nădejde, înmânați diploma părintelui dumneavoastră, și aș putea spune eu, părintelui nostru, care încă este în viață și care a luptat și care doar cei care au fost în acele crâncene războaie știu prin ce au trecut. Felicitările noastre, toată considerația Consiliului Local, a mea personală și în mod deosebit a dărmăneștenilor. Felicitări! Spuneam că mai avem doar doi veterani. Sigur că avem mulți urmași ai veteranilor, dar astăzi, fiind un moment festiv, am hotărât să decernăm aceste diplome doar celor doi veterani în viață. Vreau să înmânez o diplomă de onoare. O diplomă de onoare care apasă mult pe umerii celor care vor primi această diplomă. Și o să înțelegeți și de ce. Acordăm batalionului 631 tancuri Oituz din brigada 15 mecanizată Podul Înalt, urmași ai regimentului 15 infanterie, cei care au murit aici în 1916-1917, cu ocazia comemorării a 100 de ani de la legendarele lupte de pe Valea Uzului din primul război mondial și pentru eternizarea memoriei eroilor neamului. Rog, comandantul, vă felicităm și spuneam că apasă mult pe umerii dumneavoastră, pentru că mi-aș dori ca în perioada următoare să facem front comun și să reușim, așa cum amintea doamna prefect, ca anul viitor să modernizăm și celelalte monumente pe care le avem. Avem la coada lacului monumentul Cremenea, unde cei din regimentul infanterie își dorm somnul de veci. Mai avem la limita de hotar cu județul Harghita, la DJ-123, încă un monument. Și mi-aș dori tare mult să facem front comun ca să putem împreună să ne facem datoria. Felicitări încă o dată! Sigur că spuneam la începutul cuvântului meu că ceea ce facem nu facem singuri. Și cu permisiunea dumneavoastră am să înmânez câteva diplome de merit. Se acordă diploma de merit doamnei prefect Coșa Maricica. Ori de câte ori avem nevoie de ceva, apelăm la instituțiile statului. Aseară, la ora
9, 10, eram în primărie, țineam telefonic legătura cu președintele Consiliului Județean, împreună cu doamna contabil șef, făceam acele dări de seamă care justificau cheltuirea viitorilor bani pentru amenajarea acestor monumente de care vă spuneam. Astăzi, președintele Consiliului Județean este cu situația la București și sperăm în obținerea acelor finanțări care ne sunt necesare. Acordăm diploma de merit domnului secretar de stat Popa Gheorghe. Ministerul Culturii și Identității Naționale ne sprijină în acțiunile pe care le facem și le vom face, demersurile noastre legate de acești eroi. Și sper, domnul ministru secretar de stat, să găsesc înțelegere la minister și să puteți să ne sprijiniți. Vă felicităm! Spuneam mai devreme că aseară eram, deși era o oră destul de târzie, la telefon cu domnul președinte al Consiliului Județean. Acordăm diploma de merit președintelui Consiliului Județean, domnul Brașoveanu Sorin. Sigur că a vorbit frumos despre localitatea noastră și despre noi, dărmăneștenii, domnul deputat Avram Constantin, astăzi voce a Camerei Deputaților la Dărmănești. Vă rog, domnul deputat. Felicitări! Avem de foarte multe ori probleme. Și trăim într-un hățiș al birocrației. De foarte multe ori ne dorim să facem lucrurile mult mai repede. Cu toate astea, legea ne obligă să devenim birocrați. De multe ori apelez la unul din bunii mei prieteni, astăzi prezent aici, în calitate de consilier județean și președinte la Top Bacău, domnul Humulescu Vasile. Sigur că n-am fi putut face nimic fără sprijinul domnului comandor Baraboi Leonard. Sigur că astăzi ar fi trebuit să decernăm multe diplome și am făcut o sinteză. Astăzi îl avem alături de noi pe domnul chestor de poliție Oprișan Vasile. Sunt onorat de prezența noastră, domnul chestor, și mulțumesc tare mult de sprijinul pe care ni l-ați acordat ori de câte ori am avut nevoie. Pentru cei care nu-l cunosc, domnul chestor este șeful poliției județului Bacău. Zic bine, da? Inspectoratului. Sigur că totdeauna am avut o sensibilitate aparte pentru comandanții de arme. Îl rog să vină alături de mine pe domnul colonel Sandu Ioan. Acordăm diploma de merit domnului colonel Luca Adrian. Sunt cei care atunci când avem probleme sunt alături de noi. Felicitări, domnule colonel, și bazați-vă pe noi. De câte ori avem probleme, de câte ori sunăm la 112, cineva ne răspunde. Astăzi decernăm diploma de merit domnului colonel Mihalache Ioan.
șeful Isu Bacău. Mulțumim tare mult! Sigur că, dincolo de comandanții de arme, lucrăm cu foarte multe instituții și astăzi aș vrea să îl invit alături de mine pe domnul director Ciumeti Liviu, șeful Poștei Române pe județul Bacău. Felicitări, Liviu, și știu că ai fost alături de noi ori de câte ori am avut probleme sau, să zic așa, mici probleme. La fel, directorul Agenției de Protecție a Mediului Bacău, Ilieș Petrică. Vă felicit, domnul director, și mulțumesc pentru sprijinul care ni l-ați acordat și ni l-acordați de câte ori avem probleme, să zic așa. În mod special, știți că noi am mai trecut prin probleme sensibile, nu ni s-a ridicat gunoiul și multe altele. Batem la ușa acestei instituții și de cele mai multe ori acele uși le găsim deschise. Mulțumesc, domnule director. Pentru că vin dintr-o breaslă așa mai aparte, nu puteam să nu dau niște diplome colegilor mei primari. Pentru că sunt niște oameni inimoși și dincolo de miile de probleme pe care le avem, dincolo de lipsa banilor, găsim soluții de cele mai multe ori și îi felicit pe toți la un loc, pentru că în acest an personal am participat la multe evenimente de cinstire a eroilor neamului. Îl invit alături de mine pe domnul primar al municipiului Moinești, Vieru Valentin. Să știți că noi, dărmăneștene, am rămas mai la urmă cu inaugurarea monumentului, dar niciodată nu vom fi cei din urmă. Am participat pe la Târgu Ogna, Slănic, Măinești și așa mai departe. Astăzi a venit rândul nostru. Domnul primar Șilochi Ștefan, primarul orașului Târgu Ogna. Felicitări, domnul primar, și să știți că noi, cei mai tineri, învățăm foarte multe de la cei cu experiență mare în administrație. Domnul primar este văd de vreo 20 de ani în administrație și de foarte multe ori, când stăm la o discuție, la o cafea, se face liniște și vorbește doar dumnealui. Asta în semn de respect, pentru că avem de învățat multe de la domnul primar. Invit alături de mine pe domnul Baciu Gheorghe, primar orașului Slănic. Felicitări, domnul Baciu! Am fost cu 3 săptămâni, cred că în urmă, pe dealul Cireșoaia, unde domnul primar împreună cu structuri militare a inaugurat acolo un monument. Am avut sentimentul, să zic așa, că suntem mici, dar nu suntem. Ce-am văzut acolo la Cireșoaia, ce-am văzut la vârful Cotumba și așa mai departe, mult sânge a curs în 1916-17. Dar și la noi, să știți că s-au dat lupte crâncene. Dacă noi, dărmăneștenii, și cu regimentul infanterie 115, nu țineam spatele aici puternic, poate că invadatorii reușeau să spargă frontul și să ajungă la Mărăsești. Felicitări, domnul primar! Și vreau să vă mai spun ceva. Să știți că în construirea acestui monument, firma domnului Baciu a participat 100% și concepția și modelul de gândire ne aparține cumva. Mulțumesc, domnul Baciu! V-am mai stres cu telefoane, pentru că eu sunt inginer și sunt foarte strict, foarte grafic. Uneori mi-a răspuns la telefon, alteori mi-a răspuns mai târziu, dar ne-am încadrat. Mulțumesc, domnul primar! Acordăm diploma de merit bunului nostru vecin, prieten, coleg, primarul comunei Dofteana, domnul Bujor Ioan. Mulțumim foarte mult! Avem încă 2 primari care astăzi, din motive
bine fundamentate n-au reușit să ajungă aici. Este vorba de primarul comunei Târgul Trotuș, Forcoș Adrian Paul, și de primarul comunei Asăp, Rădulescu Constantin. Să-i aplaudăm, ar fi fost alături de noi dacă nu apăreau niște pezi mai mari. Și cum toate lucrurile ne duc spre acele valori ale neamului românesc, și când vorbesc de valori, nu pot să trec peste biserica noastră creștină, dați-mi voie să înmânez diploma de merit protopopului Mareș Costel, care ne-a sprijinit și ne-a susținut în demersul nostru. Vă felicit! Vă felicit, părinte protopop, și întregul sobor de preoți. Dumnezeu să vă țină puternici și să fiți alături de noi, pentru că de multe ori avem intenții, avem dorințe, dar biserica este cea care, să zic așa, duce la finalizarea acestor idei. Vă felicit! Sigur că m-aș fi bucurat astăzi să fie aici alături de noi domnul colonel Timofte Paul Valerian. Este președintele Asociației Cultul Eroilor. La fel, domnul colonel m-a sunat și mi-a spus că din motive obiective nu poate ajunge. Rog reprezentantul de la Dărmănești al Cultul Eroilor să mâneze această diplomă și să-i transmiteți toate. Mulțumesc! Am schit lista cu diplomele de merit cu un domn care mi-e tare drag mie, un domn care atunci când am avut nevoie și n-am avut bani, am apelat la instituția pe care o conduce. Este vorba de domnul Chirilă Andrei, director Habitat for Humanity Comănești. Te rog, Andrei, felicitări pentru tot ceea ce faci. Și dacă vă aduceți aminte, un singur exemplu am să dau. În Săptămâna Mare am făcut o casă a unei familii care și-a pierdut casa într-un incendiu la Sălătruc. Habitat for Humanity a fost alături de noi cu materiale și noi am zis casa, nu știu, o casa de Paște, și care am făcut-o, cred că, în 10 zile. Habitat for Humanity, prezența domnului Chirilă, ne-a sprijinit și nu numai, și alte firme din Dărmănești, și am reușit în 10 zile să redăm speranța acelei familii care rămăsese fără casă. Felicitări! Mulțumesc! Dacă am omis pe cineva, îmi cer scuze. Să știți că dau diplomele greu și le cântărim mult. Cu siguranță cei care au primit aceste diplome au muncit mult pentru a le obține. Încă o dată felicitări și sper că anul viitor să avem motiv să dăm și mai multe diplome. Mulțumesc tare! Mulțumim, domnule primar! În continuare urmează activitatea de depunere de coroane pe acordurile imnului eroilor. Activitatea se va desfășura conform legii 215 emisă de Parlamentul României. Se pregătește corona din partea Camerei Deputaților.
se depune coroană de flori din partea Ministerului Culturii și Identității Naționale. Administrativ teritorială Dormănești. Depune coroană de flori Unitatea Administrativ Teritorială Dormănești. Se pregătește Consiliul Județean Bacău. Depun coroană de flori reprezentanții Consiliului Județean Bacău. Se pregătește instituția prefectului. Depune coroana de flori instituția prefectului județul Bacău. Se pregătește garnizoana Bacău. Partea garnizoanei Bacău vor depune coroană de flori delegația formată din comandanții unităților militare aparținând Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne și comandantul Direcției Județene de Informații Bacău. Doamnelor, domnilor, stimați invitați, activitatea de depunere de coroane s-a încheiat. Ceilalți invitați vor depune coroane după ce se termină festivitatea. Urmează defilarea gărzii de onoare. Thank you.
mental și religios a luat sfârșit. Vă mulțumim pentru participare. Vă rog două minute să ne mai îngăduiți. Mai avem câteva coroane de deșteptat. Deci coroana pentru primăria municipiului Moinești. Se pregătește primăria orașului Târgu Ocna. Se pregătește domnul primar Șilochi Ștefan Târgu Ocna. Coroane, primăria orașului Slănic, Moldova. Delegația este condusă de domnul primar Baciu Gheorghe. Coroane, primăria comunei Dofteana. Delegația este condusă de domnul primar Bujor Ioan. Depune coroane primăria comunei Târgu Trotuș. Depune coroane primăria comunei Iasău. Depune coroane Consiliul Județean. Delegația este condusă de domnul Humulescu Vasile. Depune coroane Poliția orașului Dărmănești, delegația este condusă. Poliția județeană, delegația este condusă de domnul Chestor Vasile Șan.
Deci Consiliul Județean, delegație condusă de Humulescu Vasile. Coroane, Inspectoratul Județean de Jandarmi Bacău. Depune coroană Inspectoratul pentru situații de urgență. Depune coroane Brigada mobilă de jandarmi. Depune coroane Senatul României. Depune coroane Agenția de Mediu Bacău. Delegația este condusă de domnul director Ilieș Petrică. Se pregătește Poșta Română, delegația condusă de domnul director Liviu Ciumeti. Poșta Română. Depune coroane Protoieria Moinești. Se pregătește Consiliul Local Dărmănești. Consiliul Local Dărmănești. Delegația este condusă de un grup de consilieri. Se pregătește Asociația Cultul Eroilor Dărmănești.
faptul erot. Depune coroane liceul Dărmănești, delegația este condusă de doamna director și doamna director adjunct. Se pregătește școala Plufu. Delegația școlii Plopu este condusă de doamna director. Ceremonia de depunere de coroane s-a încheiat, urmează un program artistic, vă rog să rămâneți în zona și rog invitații să facem o poză de grup. Vă rog frumos, o poză de grup, după care artistică. Thank you.